Vești proaste pentru turiștii care vor veni la mare în perioada următoare. Prețurile la cazare și masă au crescut cu până la 20%. În Mamaia, cea mai ieftină cameră se închiriază cu 400 de lei pe noapte la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus. La 4 stele, o cameră costă 750 de lei pe noapte, iar tariful pentru cazarea all-inclusiv urcă până la 1400 de lei pe noapte. În speranța că îi vor atrage pe turiști, unii hotelieri oferă cazare gratuită pentru o noapte celor care plătesc cel puțin 3. Ne aflăm în situația bizară în care stațiuni din sudul litoralului afișează prețuri mai mari de data aceasta decât cele din Mamaia. Vestea că tarifele vor fi din nou majorate nu îi încântă deloc pe turiști, care spun că nici anul acesta calitatea serviciilor nu ține pasul cu prețurile mari. Mi se pare exagerat pentru România, pentru plaja din România. Nu mi se par justificate, mai ales că condițiile sunt aceleași din anii precedenți. La Mamaia nu doar cazarea și masa sunt scumpe, ci și parcarea. Chiar dacă primarul orașului Constanța a anunțat anularea taxei de parcare pe timp de noapte, turiștii care vin cu mașina în vacanță tot vor avea de plătit în jur de 55 de lei pe zi. În sudul litoralului, de la Eforie și până la Vama Veche, această taxă fie nu există, fie a fost eliminată.